Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația globului pentru a produce o schimbare reală în comportament față de resurse și față de deșeurile generate. În România, Let's Do It, România își propune să mobilizeze 1 milion de voluntari. Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională se face pe www.letsdoitromania.ro, iar cei înscriși vor putea să-și aleagă zonele pe care le curăță prin intermediul aplicației World Cleanup. În total, 50 de companii sprijină inițiativa. Partenerii instituționali din România sunt Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Asociația Municipiilor din România. La nivelul societății civile, 56 de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România, reunind 10.000 de copii, tineri și adulți implicați și sute de mii de beneficiari, și-au asumat împreună susținerea Zilei de Curățenie Națională. Voluntarii mobilizați pe 15 septembrie vor curăța deșeuri, a căror cartare sau identificare a mormanelor de deșeuri se realizează cu aplicația de mobil World Cleanup. Aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store sau Google Play. Cei care contribuie la harta deșeurilor pot câștiga premii în valoare de 17.250 de lei, precum laptopuri, smartphone-uri și o excursie pentru două persoane în România. Cartarea se va încheia pe 2 septembrie, iar până acum au fost încărcate pe hartă 1600 de mormane de deșeuri. Toate zonele cu deșeuri sunt încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deșeuri dezvoltată la scală internațională. Aceasta cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat. Rețeaua Let's Do It România cuprinde echipe locale în cele 41 de județe, 200 de voluntari fiind parte din organizarea campaniei. Iată o idee mare despre oameni și schimbare reală. 5% din populația planetei mobilizată pentru o cauză comună. 15 septembrie 2018, World Cleanup Day, o zi de curățenie globală. Cea mai mare mișcare civică din istorie. Noi credem că puterea noastră poate fi folosită pentru a curăța deșeurile de peste tot. Noi credem că oamenii se pot uni în jurul unei viziuni care ne inspiră. Până acum, peste 1.400.000 de voluntari au participat la 5 zile de curățenie națională în România. Pe 15 septembrie 2018, 1 milion de români vor lua parte la World Cleanup Day. Hai și tu alături de noi să arătăm că lucrurile mari de amploare sunt posibile și în România. Ia-ți familia, prietenii și colegii și vino să facem curățenie în toată țara, într-o singură zi. Tu ești unul dintr-un milion de doers? Let's do it, România!